În luna iulie, Daniel Iacomi a fost arestat preventiv pentru omor asupra unui membru al familiei. La vremea respectivă, anchetatorii au considerat că acesta și-ar fi bătut fetița în vârstă de 2 ani și jumătate. Între timp, imaginile de pe camerele de supraveghere din zona locuinței l-au surprins pe bărbat în timp ce pleca împreună cu soția la serviciu la prima ora a dimineții. S-a stabilit că el nu este autorul crimei și că în ziua respectivă n-a fost acasă, deși acum admit că inculpatul nu și-a omorât fetița, s-ar face vinovat de ucidere din culpă pentru faptul că în acea zi a plecat la muncă împreună cu concubina lui și, vezi, Doamne, și-a lăsat fetița nesupravegheată. Probabil ceilalți copii minori rămași acasă i-au provocat decesul prin diferite lovituri. Părinții au revenit acasă abia spre seară când au găsit fetița în stare foarte gravă. Ea a murit la scurt timp, iar autopsia a scos la iveală că avea o hemoragie abdominală, dar și leziuni în zona genitală. Era copiii singuri, dormea, s-a stat copiii singuri, până la ora 6, când a venit era la 6 de la muncă, fata era paralizat în casă. El a fost la muncă în ziua aia, la ora 11 a vorbit cu mine pe cameră, cu soția lui, cu concubina lui, erau la câmp amândoi. Băieții ăștia mai s-au jucat cu lanțul, cică și a fi dat fetii în cap. Cei doi concubini creșteau împreună 4 copii, fetița și un băiețel care erau ai lor și 2 băieți mai mari de 9 și 12 ani care erau ai femeii dintr-o relație anterioară. După evaluarea completă și detaliată a situației de la domiciliul familiei, copiii au fost preluați în regim de urgență. În acest moment toți 3 sunt plasați în servicii din cadrul de gheasă pe Cegalați. Toți copiii sunt monitorizați, consiliați și ajutați să treacă peste incidentele prin care au trecut acasă. Până acum, mama copiilor nu a venit nici măcar o dată să-i viziteze. Minorii sunt în acest moment sub supravegherea unor psihologi veniți de la București, semn că anchetatorii vor să știe clar cine i-a aplicat loviturile fatale fetiței. Deși procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Galați sunt cei care au făcut această schimbare a încadrării juridice, ei nu au dorit să ofere un punct de vedere public privind această modificare. În cazul în care bărbatul va fi judecat pentru ucidere din culpă și va fi găsit vinovat, el riscă până la 5 ani de închisoare.